Mult, Antoanela, așadar sunt proteste în întreaga țară și la DSP-uri și la case de pensii, Ministerul Sănătății. Bun, domnule Bogdan Hosu, vin întâi la dumneavoastră, se anunță grevă generală la CFR și pe 27 noiembrie, avertisment de grevă generală la Tarom, nu mai ridică avioanele de la sol. Cum spuneam, DSP-uri, case de sănătate, vorbim de ministere, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății. Ce se întâmplă? Toate lucrurile astea au pornit de la legea salarizării și oamenii spun că la muncă egală nu au salarii egale. Parțial de acolo, parțial de la măsurile legislative de austeritate, care de fapt nu respectă acordul părților și practic prin legislația respectivă se încalcă contractele, prevederile contractelor colective de muncă. Pentru că problema tichetelor, problema, hai să spunem, a diferitelor indemnizații de deplasare, etc., sunt prevăzute în contractele colective de muncă. Prin măsurile respective, guvernul a demonstrat că, deși declară că vrea să se alinieze standardele europene, în care mentalitate comunistă, în care consideră că el este deținătorul cuțitului și poate aplica orice măsură dorește ca atare. Al doilea element este legat de sectorul bugetar, în care practic se constată că guvernul a tărăgănat apariția noii legi de salarizare din sectorul bugetar. Ultimele date oferite de Ministerul Muncii este că undeva la sfârșitul martie, începutul aprilie, va exista proiectul de act normativ. Conform legislației în vigoare, cu 6 luni de zile înainte nu se pot face creșteri salariale, deci înseamnă automat că legea de salarizare bugetară nouă va fi aplicată de la 1 ianuarie 2025 cel mai devreme. Ceea ce este neplăcut este că comportamentul guvernului față de diferitele familii ocupaționale din cadrul sectorului bugetar este diferențiat. Unele familii au primit niște majorări, s-ar putea să primească altele, cum sunt învățământul preuniversitar, care datorită grevei au un acord și ar trebui să li se aplice de la sfârșitul decembrie. Altele însă nu au și se consideră discriminați, pentru că toată lumea e confruntată cu aceeași sărăcie și cu aceeași inflație și cu aceeași criză necesară de a avea un trai decent. Pentru că, practic, la ora actuală, marea majoritate a populației are o scădere a nivelului de trai.